În același timp, deși în România puii de baltă sunt protejați prin lege, vânzarea acestora la negru se desfășoară nestingherită. Autoritățile de mediu știu foarte bine că lipsa broaștelor duce la un dezechilibru important în natură, dar nu iau măsuri. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Aceste imagini au fost surprinse de activiștii Agent Green într-o mlaștină de lângă localitatea Comandău, județul Covasna. Picioarele din spate ale broaștelor sunt retezate pentru vânzare. Scene absolut barbare, de cruzime asupra animalelor, este o crimă împotriva biodiversității. Îți trebuie câteva sute de animale pentru a avea un kilogram de piciorușe de pui de baltă. Un kilogram de piciorușe costă 50-70 de lei, iar prăjite se vând în restaurante cu 45 de lei porția. La Crâșma din sat aflăm unde îl găsim pe vânzător. 2 kg pot să dau, da. Aveți pe loc 2 kg? Da. Ați mai avut? Am avut și 20 de kg am vândut. La un om? Da. Am avut aproape 100 de kg. Și cu cât ați dat? 50-60, depinde. Sunt unii care cumpără și duce la doctor. Cadou? Da. Și când am dus 3 kg de broască, doctorul a zis că asta mai bun ca 500 de lei. Broaștele din aceste imagini sunt strict protejate. Braconierii știu că încalcă legea, dar nu se tem de autorități. Știți că se zice că este protejată, ci că e specie protejată. Știu că nu avem voie să adunăm, nu. N-am avut probleme, doamnă. La poliția știe? Nu știu. Dacă trebuie, dăm și lui un kilogram. La polițist? Păi da. Potrivit legii, poliția nu are competență să controleze, iar cei de la Agenția de Mediu și de la Garda de Mediu Covasna, aflați în aceeași clădire, habar n-au. Păi de mine, nu mai mi-arătați, că eu când văd, am văzut o singură dată și am fugit. Știți că se întâmplă asta și se întâmplă în județul dumneavoastră, da. La Comandău. Da. De ce nu faceți nimic? Păi o să facem, o să încercăm să facem. Dumneavoastră scrieți acum o hârtie din partea Agenției de Mediu? Da. S-o trimiteți la partea? Da, pentru că eu nu am atribuții de control. Dar de cât să faceți o hârtie? Da. Campilați, poate? Da. Mai bine mergeți la parter și... Nu, pentru că, vedeți, în ziua de astăzi să rămână ceva scris. Vorbele se duc în vânt. Șeful Gărzii de Mediu pare și el la fel de oripilat, dar până acum n-a mișcat un deget. Dar noi în județ prima oară când văd așa ceva. De unde să știm? Oamenii aceia fac de ani buni și sunt mulți. Păi nu știm. Masacrele acestea care se desfășoară an de an duc la micșorarea și până la urmă la dispariția populațiilor de broaște. Fiecare noapte consumă tone de insecte. Mențin un anumit echilibru. Când ai omorât broaștele, echilibrul ăsta încet încet dispare. Un celebru realizator de documentare a intrat în vizorul autorităților bulgare după ce în timpul unor filmări pe teritoriul țării vecine a ucis, a gătit și a mâncat o broască. Potrivit legii, braconierii riscă închisoare de la 3 luni la un an sau amendă penală. Dar în Covasna nu a existat până acum niciun caz de braconaj de broaște cercetat. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.